Și noi o să le spunem așa prietenilor noștri că începând de astăzi, colegii noștri se plimbă toată ziua, de dimineață până seara, pe străzile din capitală, să vadă pe cine mai prind. Și chiar în această dimineață, Hermina se află undeva prin centrul Bucureștiului și sunt foarte curioasă peste cine a dat. Bună dimineața, Hermina! Bună dimineața, Natalia, bună dimineața, Bote. Să știți că deocamdată nu am dat peste nicio vedetă. Este foarte cald afară. Toată lumea a plecat la mare, cred că și vedetele noastre sunt plecate la mare. Însă eu mă plimb pe stradă și sunt sigură că o să dau peste cineva. Cine a spus până acum că Antena Stars nu vede, tot se înșeală amarnic. Pentru că sunt sigură că nu toată lumea a plecat, majoritatea mai au încă concerte, mai au încă treabă de făcut, emisiuni de filmat și sunt sigură că o să dăm peste cineva. Andrei. Bună dimineața, Andrei. Ce faci? Am stat la coadă la Icre Negre. Păi văd că ți-ai luat un covrig. A, mi-am luat covrig ca să mănânc cu icrele negre. Încă nu s-au... Că icrele negre găsești peste tot. Covrigi mai puțin. Și mi-am luat un covrig. Dar ce-i cu voi? Noi am ieșit la vânat de vedete. M-ați găsit pe mine. Și uite că ai picat în plasă. Domnule, ce să zic? Unde suntem? În ce? Unde? La Antena Stars. Antena... Asta clar. Dar unde? La ce emisiune? La Star Matinal. La Nati? Și la Bote. Și la Bote. Mamă, vă pup, te pup, Nati, te pup, Bote. Bote, să nu te zici de prosit. Și că a fost la noi în emisiune, Bote, la Fantastic Show. Și ce a făcut? Ce să facă? Egal. Nu, câștigă, dar s-a distrat bine. Au, ce vreau să zic? Și vă țineți de mult după mine? Nu, să știi că te-am surprins aici. Da, eram aici și ți-am zis că căutăm vedete. Știm că majoritatea au plecat la mare, foarte cald afară. Astăzi ce să vezi ăștia care au bani? Ăștia la mai săraci, icre negre și covrig. Deci, icrele negre încă nu se văd, dar sper să găsesc, e abundență. Astăzi este cea mai lungă zi de vară. Cu cine ți-o petrești tu? De ce n-ai zis mă așa, dacă știam? Mi s-a părut mie de dimineață, de când m-am trezit, că parcă e așa, e mai lungă un pic. Mi-o petrec cu familia. De seară o să am un eveniment. Ce să vezi, tot cu Antena. Așa, astăzi am de filmat ceva. Cum zic, tot cu Antena. Ia uite, bă, ce e asta. Deci o să am o vacanță foarte frumoasă. Eu am zis că zilele astea sunt zile libere. Dar nu au fost așa. Și eu că ai avut un program cam încărcat. Un program încărcat, da. Abia am terminat filmările la Fantastic Show. Am fost la Moscova, ne-am întors, am continuat filmările de la Fantastic Show. Și iată-ne acum, pac, mă duc să filmez pentru alte emisiuni. Că așa e, când ești liber, ce rost are să stai acasă, că te plictisești. Ieși tu prin oraș. Mai faci o filmare, mai faci o... Nu? Nici când am venit la aeroport nu te-am prins prea mult, ai fugit repede. Nu, că mă așteptam un platou la Fantastic Show, am avut avionul la 12:30, la 1 începeau filmările. Am stat un pic de vorbă și m-am fugit repede, să nu mă aștepte oamenii prea mult. Sigur că, un interzie, nume Liviu Vulciu, știți pe Liviu Vulciu? Știți, nu? Păi, cum da. Să nu? Așa, băiatul care am câștigat să te cunosc de undeva. Mănânc icre negre, ați văzut? Uite. E un ritual de-al tău ăsta, da. Să mănânci icre negre dimineața, da, cu... Icrele negre cu covrig, covrig cald, nu merg icrele fără covrig. Mi-au dat icre albe de data asta, dar am vrut să le iau de-alea, cu de-alea negre, dar nu le-au decojit, ai nebine, nu știu cu ei. Eu așa mănânc în general cu icre negre și mănânc și semințe în același timp. Andrei, cum reușești tu să te împarți între viața ta personală și cea profesională? Acum că ești și tătic? Vrei să spun sincer? Bă, nu reușesc. Aia e problema. Ori una, ori alta. Dar seara, dimineața sau în cursul zilei așa, când am câteva ore libere, stau și acasă, stau cu copilul, că mi-e drag tare de tot să mă joc cu el, să stau cu el, să stăm împreună. Acum a și crescut, are alte reacții, e altceva, cu totul altceva. Dar e obișnuit cu schimb. Nu prea am reușit în ultimul timp. Am stat 11 zile la Moscova, filmările la Fantastic Show, filmările la Te cunosc de undeva. A fost un program foarte încărcat pentru mine și îmi pare rău că n-am putut să stau foarte mult acasă. Dar seara, când ajung, petrec câteva ore dacă reușesc cu copilul dimineața și în rest sta Antonia, că asta e viața noastră, trebuie să le facem pe toate. Sigur că mi-ar fi plăcut să petrec mai mult timp, dar până la urmă e bine că am și ce lucra. Andrei, îți mulțumim și ai grijă pe unde umbli și ce faci, că... La icrele astea negre pe bune, deci chiar m-a spins într-un moment, n-am mai apucat să iau și din covric, am luat doar din icre
Dar o să am grijă, vă doresc o vacanță frumoasă, știu că plecați la mare. E vacanță, e la mișto, e tot emisiunea. Dar e bine că e la mare, știi? Noi ăștia mai care am greșit în viață, pa, 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 filmăm, stăm acasă frumos, ne facem treaba. Ce să zic, vă doresc emisiuni frumoase în continuare. Sper să ne vedem și la mare o zi, două, să trec pe acolo și să mai facem o emisiune frumoasă. O să rămân la vâna de vedete, Nati și Bote, și dacă mai găsim...